Bună ziua, bine ați revenit la un nou vlog într-un total haos. Pentru că ne-am apucat, nu a avut timp Mihai în timpul săptămânii să schimbi robinetul ăla la bucătărie și pentru că s-a gândit că nu o să fie chiar atât de simplu la cât peripeții am avut cu chiuveta aia și cu robinetul ăla. Și bineînțeles că așa a și fost. O oră, da, fix o oră s-a chinuit să scoată robinetul. Pentru că simțe pe nisi, nu avea poziții să-l prindă. Ține tu de sus, dau eu de jos. În fine, a fost o adevărată aventură. Acum, bineînțeles că a reușit să scoată robinetul și logic trebuie să fac o tură la Horbach, pentru că nu se pupă, nu știu ce pe acolo, cu țevile, cu tată, cu mamă, cu reducții, cu n-am înțeles atâta, ce am priceput de atâta vreme de când tot mai schimbi el chestii, este că atunci când vine vorba de instalații, dacă aud cuvântul reducții, îi nașpa. Pentru că după aceea ține-l, fă-l, să nu picuri pe lângă, să nu, în fine, o adevărată aventură cu treaba asta. Și eu între timp am apucat să fac curățenii. Mai am puțin, adică abia living-ul a reușit să-l fac. Și după aia să mă apuc să gătesc. Vreau să fac o rețetă pe care am văzut-o la șef la cuțite săptămâna asta. Și o să vedeți exact despre ce e vorba. Și mai trebuie să mai fac o ciorbă, mai chestii de genul ăsta, ne-am obișnuit sâmbăta să mâncăm câte o ciorbiță, mai ales acum că când am fost acasă mi-a dat mama pui de țară și l-am făcut așa porționat, l-am porționat în punguțe și numai bine că acum am să fac ciorbiță din aia adevărată și o să fac și asta mai târziu. După aceea aș vrea să mă tundă Mihai pentru că mi s-a pus pata. Că vreau să mă tund. Eu atunci când mi-a făcut părul acum, nici nu mai știu, cred că ori trecut vreo 2 luni de atunci, i-am zis doamnei care îmi face părul, dar să-mi ia puțin, adică să mi-l îndrepte la spate, că eu am fost setată că ani de zile cu atunci când am părul mai lung, să-l am drept. Înainte de asta, eu întotdeauna având părul atunci când este lung, tăiat, adică tuns, în scări, cum îi zicem noi pe tradițional, da? Tunsul ăla în scări. Ei, problema este că mie acum mi s-a pus pata, că mie mi-a crescut părul, nu-mi place deloc cum arată vârfurile mele. Bine, în general, mie când îmi trece părul de umeri, nu mai gata. Îi deshidratat, îi uscat, începe să stea ca un mătur pe la vârfuri, deși credeți-mă că dacă nu pun 11 milioane de produse în el și ulei în fiecare zi și cât de cât reușesc să-l țin sub control, dar nu cum mi-aș dori și n-am mai pus căldură în el, n-am mai pus produs de styling în el, n-am mai nimic. Dar bineînțeles că decolorarea și blondul, logic, la un moment dat trebuiau să-și spună cuvântul. Și acum m-am pus așa, eu tare zic, hai să mă tuns tu cum mă tundeai odată. N-am vrut să mai merg la doamna pentru că nu aș ști să-i explic cum vreau să mă tundă. Înainte să merg la ea, știți foarte bine, dacă ne urmăriți ceva vreme, dacă nu fac aici o paranteză, Mihai are cursuri în domeniu, a lucrat acum foarte mulți ani la salon, deci știe ce face, are instrumente de care trebuie, tot. Doar că nepracticând, când voiam eu o bob, nu știu de care, pixie și cum a mai fost o tunsă, nu, el nu s-a băgat pentru că nefăcând asta mereu, bineînțeles că nu ai mâna dată, știi că să mă sluțească sau să nu-mi placă, mai bine mă duc la cineva care asta face tot timpul și poate să-mi rezolvi treaba să-mi iasă fix cum am vrut eu și chiar așa a fost cu doamna asta la care am tot mers de m-am tuns. Haideți că v-am așezat pe ceva ca să-mi fie și mie mai ușor, că stau așa cu mâna, că nu m-am ridicat data la vorbă, am zis că doar deschid vlogul să vă zic cam care faza aici cu haosul ăsta pe aici, cam atât. Dar să revenim. Ideea este că dacă mie mi s-a pus pata că eu vreau să mă tund Mihai exact așa cum mă tundea înainte, mi se pare cel mai logic să-l rog pe el să mă tundă, pentru că mi-ar fi mai greu să-i explic lui doamna la care mă tund cum să mă tundă, când Mihai știe exact. Așa că vreau să fac asta și să-mi iau așa și din vârfuri, mai sănătos. Mai e chestia că eu cum am fost tunsă pixie, bineînțeles tot am avut rânduri. Și acum, cum ar veni treapta cea mai scurtă, o ajuns ea jos. Dar neluând din ea, că tot am zis să nu-mi ia din lungime, bineînțeles că na, doar așa puțin cât o luat vârful nu a fost suficient. Și am așa câteva fire despicate, nu este dezastruos sau ceva, dar am zis că mai bine iau din timp, mai bine dacă mă tund acum un pic în trepte, bine, treptele o să înceapă probabil de pe aici, de pe undeva. De fapt, nici nu bat capul că știe el ce are de făcut.
Așa, și aici în față la fel mi-l iau tot așa să-mi încadrezi fața așa, pentru că aici în față e cel mai tocit absolut tot timpul. Deci eu nu știu, eu am observat și dacă nu folosesc căldură, nu îmi fac contratorul, nu fac plac cu nimic, părțile astea, șuvițele astea din față, mi se tocesc, nu știu de la ce, pur și simplu mi se tocesc non-stop, cred că pun mereu mâna în el sau nu pot să-mi dau seama. Părul meu oricum este un dezastru, niciodată nu a fost ca lumea, am firul mega subțiri, mega psicos, mega drept, mega... În fine. Am decât să încerc apa de rozmarin de pe TikTok, dacă sunteți pe acolo cu siguranță știți despre ce vorbea, să-mi scrieți în comentarii dacă cumva ați încercat-o și funcționează. Aia ce cât crește părul. Chestii, tot îmi pun uleiul ăla de la Gerovital și astăzi vreau să mă tot de Mihai, să-mi pun uleiul și să stau câteva ore cu el și după aceea să... Mă spăl pe cap, încerc să mi-l pun de două ori pe săptămână sau cel puțin o dată și am reușit. Până acum, cred că o singură săptămână nu mi-am pus deloc, nu mai știu exact în ce, care a fost contextul, dar o singură săptămână nu mi-am pus. Și cam asta e cu părul, deci o să revin și cu treaba asta, dar sunt entuziasmată că mă tund. Și întotdeauna sunt entuziasmată când mă tund și niciodată am avut chestia asta, că aoleu, mă tund prea scurt, frate, părul crește, chiar dacă a meu crește atât ca într-un an de zile, nu contează, părul crește, nu e nicio problemă. Așa că, da, sper să nu-și tocească Mihai toți nervii astăzi cu robinetul ăla și să mai aibă chef să mă tundă și pe mine. Vom vedea și asta. Deci, hai, eu zic să-mi termin acum curățenia și după aceea trebuie să termin Mihai cu robinetul și după aceea văd dacă pun mâncarea la făcut sau mai întâi mă tunde sau în principiu aș vrea să mă tund afară ca să nu mai fac fericele de păr prin casă, lucruri de genul ăsta. Să nu mai trebuiască să strâng pe aici prin casă, dar asta ar trebui să se întâmple până se întunecă. O să vedem. Dacă nu, nu-i problemă. Mergem afară pe terasă, mă tund de acolo și am rezolvat problema. Și gata. Deci, bărâbă. Începem operațiunea tuns moment în spate. Deci aici în spate este savană, vorba lui Mihai. Am semănat gazonul. Da, gazon japonez și trifoi amestecat. Voi ieși și gazonul pe care l-am pus în primăvară, bineînțeles, pentru că dacă a plouat vreo două săptămâni în fiecare zi s-a prins și gazonul, dar la oricum o să moară, că la vară asta nu rezistă, că n-are cum. Că vin căldurile alea și trifoiul știm sigur că rezistă, că l-am avut. Și o să mă întorc camera să vă arăt început și crizantemele să înflorească, dar ce e aici? Era programat pe sâmbătă asta, dar n-avem, când efectiv, cred că, nu știu câte ori, pierdut Mihai cu robinetul ăla și tot mai picură pe undeva. Dar i-am zis să lase așa, că pun acolo ceva care să scurgă apa, deci efectiv eu nu mai... Eu mai am fructat, n-am ce treabă. Hai de capul, trebuie să mai fac mâncare, trebuie să când naiba să stau cu chiufeta aia. Robinetul vine super fain, e super ok, mai are ceva de rezolvat acolo la supraplinul ăla, v-am zis că vrem să-l anulăm, să pun acolo silicon, să nu se mai vadă urât. Și ce mai aveam de făcut? Cam atât. O să mă tundă Micaița acum, domnul hairdresser. Nu mai știu ce. Oi, sau o să mă sluțească Mihai. Mai degrabă. Nu, no, că am încredere în tine. Și după aceea mergem în casă să ne apucăm de gătit. Pentru că până acum ceasul e cât 5 și oricum. E mult. Că o trebuie să-mi duc Mihai la Horbach, s-a întors. Și a început aventura ștuleților ăia. Înfiletează, pune, iar picură, iar desfă, iar pune, iar picură. Știam că asta o să urmeze acum. Deci, hai să vă așez undeva pe aici să vedeți cum mă tund Mihai pe repede înainte. Că m-a rezolvat Mihai, băgat toți pereții în mine. Nu am băgat pereții, dar ți-am spus ce am băgat. Bine, în faza este de la început să nu mă decolorez, pentru că a zis iubita oricât ar avea grijă și orice decolorant cât de mic ar folosi, că na, el dacă a lucrat, știi, decoloratul e decolorat și părtul e foarte subțir și nu știu eu, nu, că vreau balaiaș, că vreau, că vreau, că eu nu, că vreau, că nu știu ce. E vă balaiaș? Da, balaiaș, balaiaș. Și faza este că... Auzi, Mihai, că mi s-a răbit. Eu tot te-am zis, că îți pare că e cam rar pomenul. Nu, că a fost rar, nu știu ce, dar acum când l-a luat la tuns, s-a speriat, efectiv.
Și faza este, nu mi ars de la ăsta, doar că fiind foarte subțire, e super, super fragil și se rupe imediat. Practic asta e problema. Și acum au zis Mihai să mergem să-mi iau toate chestiile din gama aia cu petroleum de la GeroVital, pentru că el, la fel, din salon, are experiență că clienta aia... Eu la care... fel, eu sunt așa că pot să pun... Mihai n-a folosit, deci... A zis că aveai clienta aia care n-avea deloc... Colegă. Ce avea? Pete Kell. A căzut bucăți. Avea, așa. Și cu soluția cu petroleum, că eu de asta o și folosesc și o folosesc din mulți ani, că de la Mihai, că el mi-a zis. Vitamine, da, și Mihai, să mă apuc să-mi bag vitamine, să-mi iau toate alea, știu că au și ceva fioli de regenerare și anticădere și chestii de genul ăsta. În fine, o să mergem la Ocean pe la asta și să mă pun serios cu păr. Și probabil nu o să mi-l mai... Nu o să mi-l mai fac deloc cu nimic, o să las, că oricum nu o să se vadă nașpa, el o să-mi crească, crește culoarea mea naturală, că nu se vede urât cu felul ăsta de vopsit, pentru că o să am și totul tund și atunci o să se vadă așa ca o ombre până se duce de tot. M-am zis că trebuie să mă pun rău pe păr, dar nu imaginam că situația este chiar atât de gravă. Eu tot am observat așa că am mai puțin, dar nu am realizat că este atât de puțin. Că acum Mihai îmi împărțea, ci că vita, nu am efectiv ce să împart și să tund, pentru că tu nu mai ai păr în cap, efectiv. Eu am observat și aici că mi s-a rupt foarte tare pe scalp. Am și regenerat mult păr, dar practic nu a făcut față să se regenereze pe cât de mult mi-a căzut și s-a rupt și tot așa. Da, o să rezolv și asta, acum mă duc, îmi pun soluția cu petroleum în cap și o să mă, ca să o țin până mă spăl de seară pe cap și hai să întorc camera și să vă arăt crizantemele și gazonul. Așa, după lecția de saloneală al lui Mihai, să vă arăt, aici încă n-au înflorit crizantemele, uite aici au început astea mici, galbene și aici mai am, ia uitați și astea, probabil în vreo săptămână așa. Și uitați, că am călcat eu acum, bine, te nu, deci ce este aici, e incredibil. Ăsta este tot gazonul. Și ăștia, ăsta e gazonul care vedeți cât de mult a ieșit. Și ăsta e trifoiuțul, bine, odată Mihai o s-a încurcat. Deci, vezi niște pâlcuri de gazon de, na, peste tot. 3 cutii de gazon am cumpărat. Și uitați, acum au ieșit al naibii. Și gazonul ăsta pe care l-am pus în primăvară. Aveam 3 cutii de trifoi, am cumpărat multe gazon. Adică una de trifoi japonez și 2 de trifoi normal. Din ăsta de care am și avut. Bine, ăsta e trifoiul ce-o mai rămas vechi. Nu vă gândiți că a crescut atâta. Vedeți cât e de micuț momentan. Ia uitați. Ia uite aici. Ce micuță-i. Da. Și să văd într-o seară când o să am vreme să mă ocup și de buruiana asta pe aici. Nu, de altă dată nu o să mai ajungă soarele la gazon și nu se mai face nimic. Haideți să vă arăt așa un pic și tu în soare până îmi pun uleiul. Uite, cam asta îmi doream. Na, trepte din astea, cât mi se așeze așa părul frumos. Îmi place foarte mult cum arată. Problema este că trebuie să văd. Deci începe aventura punerii părului pe picioare. O să fiți cu mine în această treabă și o să vă fac update-uri și o să vă țin la curent. Pur și simplu m-o cam speriat Mihai. Dar și el s-a speriat pentru că nu s-a așteptat ca părul meu să arate în halul ăsta, că dacă nu a mai stat să mai tundă, să mi-l secționeze, să vadă exact, să... Dar o zic că nu, tu aveai părul rar și fir subțire, dar niciodată nu a fost așa. Da. Mă duc să-mi pun ulei în cap. Sper să reușesc să pun picioare la un moment dat. Haideți să vă arăt, v-am zis că o să fac ceva ce am văzut la șefia cuțite în seara asta și am făcut aici o compoziție, practic, exact pentru plăcinta cu brânză. Am pus brânză, o să vă arăt imediat ce brânză, că am descoperit, adică Mihai a descoperit o brânză minunată. Am pus 2 ouă, am pus puțin griș, niște esențe de portocală, coaja de la o lămâie, care scria că este netratată, sper. Și niște sirop de agave, nu mult. Am zis că dacă e mai punem miere deasupra, pe plăcintă, pentru că o să fie o plăcintă cu brânză, doar că aluatul o să... De fapt, da, foile plăcintei o să fie, pac, niște clătite. Mi-a s-a părut genială ideea asta și chiar și șefii de la Șef la Cuțit erau impresionați de treaba asta. Și eu zic că, mamă, niciodată nu ne-am gândit la treaba asta, că ai putea să folosești clătite pe post de blat. Știu că mai sunt prăjituri cu din astea foi de clătită și tot așa.
Dar l-au pățit cu brânză, nu m-aș fi gândit. Acum, nu știu dacă o să fac clătiti până mâine dimineață la cât tabata a făcut aici, dar m-am gândit că am nevoie totuși de multe foi de clătită, pentru că vreau să le pun, să le formez în vasul ăsta meu din silicon, că e cel mai practic. Și faza este că aici am pus, am făcut doar cu apă minerală, făină și un pic de esență de portocală, n-am pus și un pic de ulei, pentru că eu nu pun ulei în tigaie, pun un pic în aluat și nu mai ai nevoie de ulei tot timpul în tigaie. Și m-am gândit să nu mai pun și ou, adică să fac cu aluatul cu ou, pentru că e suficient că am pus două ouă în aia, nu vreau să exagerez cu ou, așa că am făcut pur și simplu aluatul de post de clătite. Am rezolvat aici, bineînțeles că am făcut un milion de foi de clătită, mi-a mai și rămas un pic de brânză, aici am pus plăcinta așa cum mă gândeam eu să o fac și am pus și niște obătu deasupra, că m-am gândit că nu se poate plăcintă fără rumeneală deasupra și era cu ce să uit să vă arăt brânza. Asta este, e o brânză ungurească pe care eu am găsit-o în profi, 7,50 lei parcă punguța asta, de 250 de grame și brânză proaspătă de vacă semidegresată. La ingrediente are lapte, culturi lactice și fix atât. Este senzațională și nu-i sărată, nu nimic, deci minunată, mai ales pentru deserturi și din astea, e super. Am zis că foi de clătită avem slavul Domnului. Cu brânzica ce mi-a rămas, am mai făcut aici 4 clătite și am pus tot așa un pic de ou deasupra și am pus așa într-o tavă și o să bag tot la cuptor. Deci toată treaba merge la cuptor, cred că n-am menționat, habar n-am cât, nu știu că nu o zis la șef la cuțite, probabil o jumătate de oră, 40 minute, habar n-am, nu știu să văd și eu cum arată. Și practic trebuie să gătească doar ouă cu brânzica din interior. Și fără grijă că o să mănânc clătite și cu dulceață. Bine, nu mai am așa mult, am aici o foaie și mai am puțin de la luat pe aici, dar am făcut, slavă Domnului, că eu numai așa știu să fac. Am plecat și noi de acasă. Pe această duminică minunată. Am plecat mai devreme, adică bine, deja e 12 ceasul, dar ideea e că am stat, am mâncat la 11 și după aceea am zis să o luăm ușor spre mall, pentru că trebuie să merg la Mango să-mi iau cămașaia albă, că ieri n-am avut când să merg și am zis că o să merg în weekend să o iau. Și uitați ce frumos mi se așează părul. Acum l-am pus pe Magic Row paseară puțin. Se așează foarte fain. Dar acum am șuvițe care ajung un pic mai greu să se onduleze, dar nu contează că o să mai crească. Și trebuie să merg să văd, asta făceam acum, verificam puțin prețurile pe net la produsele astea Gelo Vital, pentru că mi-am făcut o listă, o să-mi iau toată gama și mă uitam că în magazin la Gelo Vital sunt mai ieftini, dar fiolele sunt mai scumpe. La Auchan 45 de lei, la ei 52, ceva de genul. Și asta voiam să văd. Ar mai trebui să mai ajungem noi și până la Kaufland, pentru că nu mai avem tofu. Dar nu știu exact cum o să organizăm toată treaba. Să vedem peste tot și după aceea să cumpăr sau, în fine, o să văd exact. Dar ideea este că acum ne oprim direct la Julius Mall ca să merg la Mango. Ce s-a unit? Și o să merg la Mango și nu știu, să vedem exact după aceea decidem ce și cum. Și vreau să ajung și până la JISC să văd dacă cumva găsesc față de pernă pentru, adică pe dimensiunea pernei pe care o folosesc, dar să fie din satin. Că știu eu de multă vreme, am tot auzit că satinul nu absorbe umiditatea din păr și în felul ăsta părul este mai hidratat. O să văd dacă găsesc, vreau să trag așa o fugă, să văd dacă aș găsi așa ceva la ei. Pentru mine. Hmm? Mai ales pentru mine, gata. Da, pentru Mihai, că îi deshidratează părul și e foarte, foarte important să rămână hidratat. Da, deci filmăm așa pe aici, pe acolo. Random. Random.
aici acasă, dar voiam să vă arăt prima dată când mi-am tăiat o felie din asta de plăcintă și cam așa arată. Pe alea care erau sub formă de clătită deja le-am mâncat aseară și azi dimineață. Și uite cam așa arată plăcintuța mare. Vă zic că e o idee super interesantă și cred că se poate face și cu brânză sărată și cu, nu știu, într-o grămadă de feluri. Numai ce mi-am dat seama aseară că am uitat să pun stafidi ca să fie plăcinta cu brânză completă, dar na, asta este. Mi-am dat seama după ce am scos-o de la cuptor și era gata făcută. Acum haideți să vă arăt ce anume mi-am luat pentru podaba mea capilară. O să mă țin cu mega sfințenii de toată treaba. Toată treaba asta cu tratamentele și o să le aplic exact așa cum scrie la carte. Și îmi dau seama acum că n-am mai adus un produs pe care l-am cumpărat acum, dar vreau totuși să vi-l arăt ca să fie puse toate așa la grămadă, așa că stați așa că revin imediat. Și mai întâi de toate zic să încep cu șamponul. Ăsta este șamponul pe care l-am ales. Aseară am stat și m-am uitat pe site la cei de la Gerovital ca să văd exact tot ce au, ce cred eu că mi s-ar potrivi mai bine în momentul ăsta și am ajuns la concluzia că cel și cel mai bine ar fi să încep cu stoparea căderii părului, ca mai apoi să merg, deși o să vedeți cumva că tot ce am luat ar trebui să acopere toate problemele, adică să-mi oprească căderea părului, adică să mă ajute cu oprirea căderii părului, să ajute regenerarea, să ia amploare și ar trebui să mi-l și repare, impropriu spus. Am firul mai hidratat, mai... Na. Și eu am rămas la șamponul ăsta, care este un șampon anticădere. Cred că l-am mai folosit în trecut, dar l-am folosit doar șamponul și atât. Sau, adică nu am luat o gamă întreagă să folosesc toate produsele, să atac așa din toate direcțiile. Ah, miroase super bine. Deci, avem șampon. După șampon, avem ăsta. Hai, că ăsta trebuie aplicat după șampon. Deci, după ce m-am șamponat, clătesc bine părul și o să aplic aceste fiole. Astea se recomandă a fi aplicate de 2 ori pe săptămână, dar tot scrollând prin astea review-uri la cei de la Gerovital, am văzut că cineva a ridicat problema. Dar dacă aș folosi o dată fiole, o dată soluția cu petroleum, pe care eu deja o folosesc, pe asta nu aveam și am zis să vă și arăt. Deci, asta este cea cu petroleum de care tot v-am zis, v-am mai arătat-o, știți că o folosesc de mulți ani, așa, periodic. Și o zis, și răspunsul a fost că da, chiar este indicat, face asta, ajută la fel de bine. O să văd, momentan o să merg așa, o dată cu ăsta, o dată cu ăsta, și dacă văd că totuși nu se întâmplă nimic, o să intru pe intensiv doar cu astea, dar momentan o să fac așa, că eu oricum mă spăl de 2 ori pe săptămână, practic odată la 3 zile mă spăl în ultimele luni, mi-am făcut chiar dacă mi se îngrașă părul, nu contează, îl prind în coadă, dar nu-l mai spăl o zi, dau una, nu. Și numai bine, asta înseamnă de 2 ori pe săptămână, deci odată îl pun pe asta, odată îl pun pe asta. Fiolele astea, eu am întrebat-o și pe fata de acolo, că eram puțin nedumerit așa și la cum se folosesc, cum ele, cum... Că am văzut că sunt 2 fiole separate. Așa să desfac ambalajul. Uite așa, sunt două fiole. Practic, sunt niște pachetele. Uite așa vin ele ambalate. Uite așa. Și aici ai câte o cutiuță. Nu, ai mai multe cutiuțe. Eu de ce citesc în internet am crezut că am doar 5 din astea, dar de fapt am 10. Cumva, da, ajung mai mult timp decât calculasem eu. Și ai așa, o fiolă, ia să văd eu, da, fiolele astea de sticlă mă termină efectiv, de fiecare dată reușesc să-mi rup degetele prin ele. Îi ser de regenerare și ser de regenerare, în fine, pe amândouă scrie același lucru, dar ideea este că astea două se amestecă și eram un pic, nu știu dacă pe ăsta scrie, pe site nu erau informațiile astea. Și nu știam exact cum să le amestec, cum... Și au zis așa, pentru ruperea fiolei puteți folosi așa. Într-un recipient, da, uite că pe ele scrie, se amestecă conținutul fiolei 1 cu cel al fiolei 2 până primește o consistență cremoasă. Exact asta mi-a zis fata de la Gerovital, pentru că am întrebat-o cum anume să le folosesc și au zis că cea mai bine le amesteci pe amândouă într-un recipient și se formează ca un balsam. Și atunci balsamul ăsta îl dai și pe scalp și pe lungimea părului. Și aici scrie că trebuie să lași 10 minute. Fata aia mi-a zis 15 minute.
eu cu siguranță o să las 30 și prin review-uri pe net cam 30 minute am văzut lumea că lasă să acționeze și mi se pare mai ok să lași să acționeze mai mult, numai bine are timp părul să absorbă foarte bine tot ce trebuie din fiolile astea. Da, deci cam așa arată astea, vă țin la curent, astea or să vină după ce mă șamponez de două ori, că așa fac asta, o fac de fiecare dată ca să am părul super curat. După ce mi-am clătit și serul ăsta din păr, o să vin cu această mască intensiv regenerantă cu petroleum. Asta așa arată și fata de la Gelovital mi-a zis la fel, pentru că s-o pun inclusiv pe scalp. Când mi-a zis așa, activează circulația sanguină la nivelul scalpului, le face firul de păr deteriorat și fragil și îl întărește de la rădăcină și până la vârf. Și m-am gândit, bă, dacă de la rădăcină și până la vârf, păi clar că nu se aplică doar pe lungimi. Și am întrebat-o și a zis că da, se aplică pe toată lungimea, inclusiv pe rădăcină. Se aplică după spălare pe părul umed, pe toată lungimea lui și se masează ușor, se lasă să acționeze 3-5 minute, clătiți bine. Acum, eu am întrebat-o pe fata de la Gelovital, dar nu ți se pare că îngrașă părul și au zis că nu au observat asta, cu siguranță mă gândesc că o să îngrașe părul, dar sunt dispusă să trec peste chestia asta ca să-mi salvez părul, deci credeți-mă că m-am pus rău de tot pe păr. Faza cu apa de rozmarin. O să o mai amân un pic, mai întâi zic să las toate produsele astea. Dacă tot am menționat cazul în care nu sunteți pe TikTok și așa, am tot văzut filmulețe că fierbi 15 minute rozmarinul într-un vas, îl lași să faci acolo 30 minute, după aceea strecori, îl pui într-un recipient cu pulverizator și în fiecare seară îți pulverizezi pe scalp și masezi. Cam asta e treaba cu apa de rozmarin și aș fi vrut să o încerc, dar momentan o să rămân la astea, să le pun așa să le folosesc și după aceea o să văd eu și cu apa de rozmarin. Da, deci mi-am luat și masca asta. Eu din toate review-urile pe care le-am citit, de toate produsele am văzut că ar fi extraordinare. O să văd dacă chiar așa o să fie. Deci avem și mască. Și după această mască mai urmează încă un pas. Mi-am cumpărat și serul anticădere. Stați așa că bate soarele. M-am mutat puțin că parcă prea bătea soarele pe mine. Deci mi-am luat și serul ăsta care... După ce am terminat cu toate astea, am clătit și masca, și serul, și șamponarea, și tot, ăsta se aplică pe scalp direct, după ce ai terminat toți pașii. Îl aplici frumos pe scalp, jap, și îl lași acolo, nu se mai clătește, nu se mai face nimic, se masează foarte bine și cam asta este. Scrie, se aplică după spălare la rădăcina părului umed, se masează energic 2-3 minute, nu se clătește. Eu mai am un produs, tot sub forma asta, este un balsam leave-in. Și tot foloseam eu, o să-l aduc imediat și pe la aspirat, și tot foloseam eu și vorbeam cu o prietenă că mi-a zis că și-a luat ea nu știu ce de la, așa știi, am și eu și-a luat de la o altă firmă un balsam din ăsta leave-in sau mască ceva, cred că era ei. Și zic, am și eu la orice vreodată, dar mă dă direct de loc pe spate și așa. Și i-am zis că, mă, n-aș eu mă gândesc să nu-mi îngrașe părul, că nu știu cum, ci că da, mi-a zis cineva să-l aplic când stau cu capul jos. Păi și mi-a venit revelația. Că eu până acum făceam așa niște fâsuri pâc-pâc, și asta e, nu prea am spus mare lucru, sincer vă zic, că mi s-a părut că nu face nimic. Băi, și aseară am spălat pe cap și cum mi-a zis chestia asta cu dă-te cu capul în jos, am dat capul în jos și am pulverizat foarte bine, așa, de jur împrejur și automat n-am ajuns pe rădăcină, dar am pulverizat foarte bine pe lungimea părului și vreau să zic că eu nu știam să folosesc practic produsul ăsta. Chiar se simte diferență și părul este mult mai hidratat, deci simt că l-am folosit de data asta, deși îl am toamnă. Deci l-am de atâtea luni de zile, dacă nu are și anul de acum, și eu pur și simplu nu-l foloseam, că, bă, oricum nu face nimic, nu știu ce. Dar acum că tot mi-a zis ea de treaba asta, zic, bă, hai mă să-l dau și eu așa, să-l dau cu capul jos, dacă tot zice Andreea cu capul jos, hai să-l dau și eu cu capul jos, că n-am dat niciodată. Da, ceea ce, practic, a schimbat toată ecuația problemei. Stai să-l aduc și pe la să vi-l arăt. Acum, ăsta seara acum am numai până pe aici, dar vă dați seama că până acum l-am folosit așa, l-am dat pe ei, probabil ceva au făcut el acolo, dar nu dădeam eu suficient, nu se distribuia suficient de bine în păr, astfel încât să văd vreo diferență, dar acum cu siguranță o să mi-l recumpăr, pentru că, hei, am descoperit cum să folosesc un produs după ce aproape am golit tot. Ăsta este un balsam nutritiv cu keratină, leave-in, adică se lasă, nu se clătește. Și scrie, pulverizați pe părul uscat sau pe părul proaspăt spălat și uscat cu prosopul, deci inclusiv pe părul uscat se poate da ăsta. Oh, uite. Da, din când în când trebuie să mai citești și treburile astea, ca să-ți aminte dacă ai Alzheimer, că am venit probabil prima și prima dată am citit treaba asta, dar după aceea l-am folosit așa, total random, mi s-a setat că după ce mă spăl pe cap, mă dau cu el și
nu l-am folosit cum trebuie, nu face nimic și l-am mai folosit și l-am tot dat așa, câte un pic, câte un pic, dar am zis, eu cred că are aproape un an de zile de când l-am. Dar nu contează, acum numai bine, avem grijă de păr, am redescoperit acest produs, o să-l folosesc, o să mă dau cu el mereu. Deci dacă nu o să am eu într-un an de zile părul așa mega cu volum, glumesc, nu o să am cum să l-am așa, pentru că foliculul este tot aia care au fost întotdeauna. Mai mult de cât l-am avut, n-are cum să se îndesească, mă gândesc, dar măcar unde a fost să ajung, aia îmi doresc. Și mi-a mai dat aici niște mostre, fata de acolo. Pe toate chestiile astea am dat 108 lei, deci toate pe care le-am cumpărat acum, deci produsele astea, 4. Astea și cu fiolele, pe astea am dat 108 lei, că pe celelalte două le aveam eu cumpărate deja. Și mi-au mai dat aici niște mostre, ăsta nu știu ce, probabil o gamă nouă, dragilor, total voi citi despre ea. Am aici o cremă antirid de noapte, asta. Un gel spumant purifiant, pe ăsta l-am folosit, adică l-am avut în cumpărat. Cremă pentru față cu SPF 30 din gama mea preferată, doar că o folosesc cu SPF 50. Asta este un șampon pentru scalp sensibil și o cremă lift restructurantă, tot de noapte, 35+, dar bineînțeles că o să folosesc, pentru că deja am 30+ și simt nevoia să mă duc spre produsele astea maxim. Da, dragilor, deci cam asta a fost și cu aceste cumpărături pentru păr, iau, iar bate soarele, iar asta este... Îl suportăm așa, acum oricum închid vlogul. Dacă voi aveți experiențe cu gama asta sau cu alte produse, nu contează, vă rog să scrieți în comentarii, pentru că dacă asta nu o să funcționeze, dar am mare încredere, pentru că la câte review-uri pozitive am citit, ar fi imposibil acum ca, nu știu, să nu fie așa și numai la mine să nu funcționeze. Dar dacă nu o să funcționeze asta, cu siguranță o să încerc și altceva, o să mă apuc să iau și niște vitamine mai intense, să fac și niște analize, să văd ce și cum. Și asta este. O să vedem cum o scoatem la capăt. Vlogurile vor fi aici. O să vedeți exact în timp real ceea ce se întâmplă cu părul meu. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou vlog. V-am pupat! Ciao!